Gigel Capotă și-a stabilit deja obiectivele pentru perioada de interimat. În primul rând, acesta nu va avea o relație de prietenie cu angajații, ci una strictă. Vrea performanță de la salariații unității medicale, însă îi și motivează. Vrea să le ofere, pe lângă salarii, și bonuri de masă. Deci rolul meu este să asigur realizarea exercițiului financiar printr-o execuție bugetară peste 95%, să asigur salariile. Rolul meu acum imediat, ca să închid anul, să asigur salariile, etichetele de masă, materialele sanitare, medicamentele, dezinfectanții, tot ce este pentru funcționarea în bune condiții actului medical. Vreau să diversific toate serviciile și în ambulatoriu și în asta, ca să cresc veniturile. Că dacă avem venituri, că știți că suntem din venituri proprii, nu? Fiecare șef de compartiment, dimineața primesc de la mine anumite linii directoare care sunt viziune, fac parte din gândirea mea managerială și a doua zi îmi spune ce a rezolvat. Referitor la o posibilă candidatură la funcția de manager, Capotă spune că o va lua în calcul, mai ales că și-a făcut și proiectul în acest sens. Dacă rezultatele în urma mandatului de interimar ale activității mele voi considera eu că sunt și mi-am îndeplinit ceea ce mi-am propus, vă dați seama că o să doresc să continui activitatea. Înseamnă că ceea ce mi-am propus s-a și realizat și înseamnă că pot. Și nici nu voi face proiectul de management, cu toate că l-am. Nu voi prezenta dacă eu nu sunt convins că merit să continui proiectul care mi-am propus. Gigel Capotă a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu de Consiliul Județean Gorj. Acesta va ocupa scaunul până în momentul în care se va organiza un concurs pentru ocuparea funcției. Până de curând, unitatea spitalicească a fost condusă de Tiberiu Tătaru, însă acesta a cerut să nu-i mai fie prelungită perioada de interimat, deoarece a ales să ocupe funcția de președinte al Colegiului Fizioterapeuților din Gorj.